Bună, bine ați venit la Pretty Tech. Astăzi discutăm despre laptopuri. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, Pretty Tech, ca să vedeți și alte videouri interesante. Când spun Huawei, vă gândiți la smartphone-uri, la smartwatch-uri și la căști in-ear, nu? Eu zic să vă obișnuiți să vă gândiți și la laptopuri. Mai ales că Huawei are deja o familie destul de mare de laptopuri. Eu o să vă prezint astăzi 3 laptopuri din familia MateBook, toate lansate anul acesta. Laptopurile au configurații diferite, mărimi diferite și, desigur, prețuri diferite. Pentru toată lumea și pentru toate buzunarele. Le-am așezat aici frumos ca să vi le prezint prin comparație. Primul model, Mate de 14, cu un ecran de 14 inci, un procesor i5 și 512 GB SSD, este și cel mai ieftin, pentru că este și ceva mai mic. Costă doar 3500 de lei, mai ieftin decât un smartphone. Al doilea model este fratele mai mare al lui de 14, de 15, cu un ecran de 15,6 inci și cu o placă grafică bună. Mate de 15, 15 la dimensiunea ecranului, costă jur de 3800 de lei, un preț foarte bun. Și vedeta, al treilea model și preferatul meu, cu specificații de top, procesor i7 și 1 tera SSD, MacBook X Pro sau 10 Pro, costă în jur de 8500 de lei. La reducere acum, pentru că de fapt costă vreo 9900 de lei. Da, costă ceva mai mult, chiar dacă este mai mic. Are 13,9 inci, dar uitați ce bine arată. Te îndrăgostești brusc de el, iar specificațiile sunt super bune. Hai să facem o comparație mai în amănunt în funcție de caracteristici. Când vrem să cumpărăm un laptop, cel mai important e să ne gândim la ce vom folosi, exact ca la telefoane. Dacă vrei să faci poze super reușite, cauți un smartphone cu o cameră foto foarte bună. Așa și la laptopuri. Vrei să te joci cele mai noi jocuri? Atunci alegi, desigur, un laptop de gaming. Vrei să te uiți la filme, să lucrezi de acasă pe el sau poate doar să stai pe net? Alegi un laptop mai simplu, de entertainment, așa cum sunt și modelele din fața mea. Deși sunt și puternice, mai ales MateBook X Pro, nu le recomand pentru gaming sau pentru randare 3D. Important e să te gândești dacă îl vei lua peste tot cu tine sau doar o să stea pe birou. Eu una prefer un laptop mic, ultraportabil, ușor și mic, cât să încapă în geantă, așa cum este și MateBook X Pro, ce cântărește doar 1 kg. Dar dacă laptopul mai mult va sta pe biroul de acasă, atunci și de 15 este perfect, el cântărind cam 1,53 de kg și este ceva mai mare. Un alt aspect important este conectivitatea. Desigur, cu cât un model este mai mic și mai subțire, opțiunile de conectivitate vor fi mai restrânse. MateBook X Pro are doar jack audio, un USB și două USB-uri tip C, dintre care unul este de încărcare. Dar cele două modele mai mari au, pe lângă jack-ul audio și încărcător USB tip C, au și HDMI, două sau chiar trei USB-uri pentru modelul de 15. Ca și design, seamănă mult între ele, doar Mate X Pro are o culoare mai specială ce atrage atenția și îl face foarte ușor de recunoscut, iar logo-ul de pe carcasă este și el mult mai mare decât la celelalte modele. Și la interior, laptopurile seamănă foarte mult, mai ales la tastatură. Trackpad-ul este mult mai mare la MateBook X Pro, unde vezi imediat și boxele stereo. E și normal, MateBook X Pro costă aproape dublu. Sau chiar mai mult decât dublu. Un alt aspect unde se vede clar diferența de preț este ecranul și nu doar la dimensiuni mă refer. MateBook de 15 și de 14 au ecrane Full HD IPS, ecrane foarte bune, dar MateBook X Pro are un ecran 3K, LTPS, touchscreen, flat și cu o ramă care e aproape inexistentă. Asta e și unul din motivele principale pentru care eu le-aș cumpăra pe acesta dacă aș avea atâția bani. Viteza unui laptop este dată de RAM, de procesor și de placa grafică în anumite aplicații. De 14 și de 15 au ambele 16 GB memorie RAM, procesare i5 din serii diferite, dar cam la fel de rapide, și plăci grafice diferite, dar asemănătoare ca și performanță. Per total, de 15 par un pic mai rapid, dar diferențele sunt minore. Dar MateBook X Pro este în altă ligă.
tot cu 16 GB de memorie RAM, dar cu procesor i7 de generația 7 și o placă video foarte bună. Cei de la Huawei zic că este cel mai bun și cel mai rapid MacBook construit până acum și nu îi pot contrazice. Ambele modele de 14-15 vin preinstalate cu Windows 10 Home. MacBook X Pro vine cu Windows 10 Pro. Ok, Pro. Importantă e și stocarea internă. Ambele modele, de 15 și de 14, au 512 GB SSD, ceea ce este foarte bine, dar MacBook X Pro are 1 TB SSD. V-am zis, altă ligă, alt buget. Când cumpărați un laptop, trebuie să țineți cont și de buget. Să cumpărați cel mai bun model în limita bugetului vostru. De 14, v-am zis că costă 3500 de lei. De 15 costă 3800 de lei, dar vine la pachet și cu un mouse și un rucsac, ceea ce îl face un pic mai interesant, nu? MacBook X Pro îl găsiți acum la un preț de 8500 de lei, acum fiind la reducere. Dar, da, e scump, nu zic că nu. Dar v-am zis deja de ce își merită bani. Iar eu una aș da dublu sau mai mult decât dublu pe un ecran tactil la laptop. Dar asta este preferința mea. Trebuie să vă gândiți bine ce vreți de la un laptop și cât sunteți dispuși să dați pe el. Partea bună este că aveți de unde alege. Nu uitați să dați like, share și mai ales subscribe la canalul meu de YouTube. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou review.